Astăzi am decis să facem o conferință de presă extraordinară. Din timp începând de astăzi, avem un nou membru al clubului Șef și Vașca și chiar urez binevenit domnului Cornel Schweitzer. Bine ați venit! De vreo două luni de zile suntem în discuții cu domnul Schweitzer. Ni doream să avem alături de club un om care știe tainele fotbalului românesc și eu cred că experiența lui și onestitatea și modestia lui ne-a convins să mergem pe drum împreună. Vine ca manager în cadrul clubului nostru și sper că o să fie încă un pilon de susținere a clubului nostru, că știm foarte bine că cu cât mai mulți piloni de susținere are clubul, cu atâta clubul este mai important sau este mai puternic. Sperăm că tot ceea ce a făcut în viața lui la Botoșan poate să realizeze și aici și sperăm că în viitor o să fim un club respectat și un club care o să aibă un cuvânt de spus în fotbal românesc, ca și până acum, dar totuși vrem să arătăm că nu am ajuns în play-off din greșeală, ci sperăm că și la anul reușim aceeași performanță. Mulțumesc! Următorul pas e... Ce așteptați de la dânsul? Deci de la dânsul avem așteptări să ne ajute și în relații cu federații, în relații cu presă, în relație cu jucătorii, deci poate să facă foarte multe, că are o experiență mult mai mare decât avem noi. Fără a spune că noi nu avem experiență și fără a degrada clubul nostru, o să aducă și foarte mult us la club, fiindcă el are o experiență mult mai mare decât noi în fotbal. Următorul pas ar fi cupele europene pentru Sebi. Deci eu așa spun că nu vorbim, e prea prematur să vorbim de cupele europene, dar eu asta n-am ascuns niciodată, că visul meu este măcar un meci să jucăm în viața clubului nostru la cupele europene, normal la Europa League, nu la Champions League, deci hai să nu ne hazardăm. Domnul Schweitzer are experiența asta cu Botoșanu. Da, a jucat cu Botoșanu și sperăm că o să continue exact la fel și la noi. Da, este o zi specială și foarte bucuroasă pentru mine că în sfârșit l-am convins pe domnul președinte, adică și un prieten care a fost pentru mine la FC Botoșan, care m-a convins să mă duc la FC Botoșan. Cred că nu trebuie să prezint eu pe Nea Cornel, care este un om extraordinar, un om din fotbal care are experiență, știe totul. Putem să zicem modelul FC Botoșan, în care dacă nu era Nea Cornel, cred că nu vorbeam în Liga 1 de FC Botoșan. Noi am vrut să aducem aici lângă noi că noi suntem la început de drum, noi încă pot să zic că încă nu avem experiența lui și nici nu putem să avem experiența lui. Eu sunt foarte bucuros că o să fiu în umbra lui, o să învăț foarte mult de la el, am învățat foarte mult de la el, eram chiar bucuros când am auzit că a acceptat. De mult vorbesc cu el și bine că a venit lângă noi, lângă familia noastră, care eu zic că sunt aici niște oameni foarte buni și muncitori, luptători. De aia m-am văzut mai mult că este, eu zic că, la fel ca loții lângă mine, că un om extraordinar, un om bun, care iubește fotbalul, trăiește fotbalul și sigur cu experiența și bunătatea lui o să ne ajute foarte mult. Ușor întregește genele de la Botoșani. Cum am zis, oamenii buni se reîntâlnesc. Așa a fost și cu Nea Cornel. Da, mai sunt jucători de aici, păi au arătat, au făcut performanță la FC Botoșan, sper să facă și aici, la Sfântul Gheorghe. Ți-ntrești pe tine, următorul pas sunt cupele europene pentru Sepsi, după play-off-ul de-am trecut. Să luăm pas cu pas, da, am fost cu FC Botoșan în cupele europene. Noi luăm cu pas cu pas, pentru noi fiecare an în Liga 1 este o performanță, dar, cum a zis și patronul echipei, nu ne ascundem. În viitor să jucăm în cupele europene. Până atunci mai trebuie să căpătăm experiență, mai trebuie să jucăm bine și după aia vedem. Într-adevăr, am făcut pasul după multe discuții și negocieri și foarte bine că am luat decizia de a lua o pauză din
fotbal, o pauză binevenită și am acceptat propunerea domnilor pentru că am văzut la Sepsi niște oameni extraordinari, un grup deosebit care a reușit performanță într-un timp relativ scurt, știți foarte bine, exact cum a început eu pioneratul la Botoșan prin muncă. Aceeași lucru s-a petrecut și aici într-un timp foarte scurt și au reușit lucruri extraordinare. Am văzut un loc propice de performanță pe viitor, pentru că ceea ce are Sfântul Gheorghe la momentul ăsta, clubul Sepsi, nu multe cluburi din țară, mă refer că excepția FCSB-ului, Viitorul, Constanța, CFR, sunt foarte puține echipe care au o infrastructură deosebită, știm cu toții, încă suntem în dezvoltare, am văzut cu toții și văd un viitor frumos în fotbal românesc. Ceea ce am văzut până acum, în discuțiile care le-am avut, o să facem totul cu pași mărunți să reușim performanțe împreună. Pentru că știți foarte bine, ceea ce am făcut dumneavoastră, mă cunoaște o parte dumneavoastră, eu am făcut totul din pasiune, din dragoste pentru fotbal. Am expertiza necesară și experiența de 22 de ani în urmă, când la fel la anotul din Liga 4 și am reușit, știu eu zic eu, lucruri frumoase în fotbalul. În Liga 1 și în urmă în Liga 2. Am o relație extraordinară de colaborare cu toți oamenii de fotbal din țară, de respect reciproc, că sunt conducători, antrenori, jucători, agenți. Sunt omul care comunic foarte bine și am avut și îmi doresc în viitor. Chiar în anul trecut, când am luat această pauză, am fost la zi cu temele. Am avut relații cu toți oamenii de fotbal și cu toți agenții din fotbal românesc. Ceea ce îmi doresc pe viitor, să reușim lucruri frumoase împreună și cu pași mărunți. V-ați atinit destul, nu? Da, asta trebuie să recunosc, pentru că este o pasiune a mea, lângă business, pentru că nu vreau să-mi neglijez nici business-ul, sunt om de afaceri, în primul rând. Asta am făcut la Botoșan, de mic copil sunt pasionat de fenomenul fotbal dinaintea Revoluției. Am petrecut perioade lungi pe stadioane și în viitor e pasiunea mea și îmi doresc să facem lucruri frumoase împreună, pentru că, exact cum spunea și Oti, am avut o afinitate față de dânsul chiar și m-a făcut împreună cu domnul președinte să accepte propunerea, pentru că greu tare l-am convins să-l aduc la Botoșani și a reușit performanța împreună de a ajunge în Liga 1, o performanță istorică la acolo, la fel ca și la Sfântul Gheorghe. Comunități mici care au reușit lucruri extraordinar de frumoase, chiar ceea ce a reușit și în sezonul trecut, calificarea în play-off, o performanță de lăudat la timpul respectiv. Peste câteva etape vezi că ia adversarul Botoșanului. Da, v-am zis că eu mi-am făcut munca de pionerat acolo. O muncă frumoasă, pot spune că sunt și părintele spiritual al lui F.C. Botoșan. Pentru că Botoșanul va rămâne în inima mea, acum, pentru că îi doresc succes. O să muncim aici, îmi doresc să muncim la fel de bine sau chiar mai bine la Sfântul Gheorghe împreună, pentru că, repet, am văzut niște oameni deosebiți și asta m-a făcut să accept propunerea dânșilor. Un public extraordinar, o galerie la fel de numeroasă. Ceea ce am văzut la Sepsi, echipa este însoțită la toate meciurile de deplasare, ceea ce se întâmplă foarte rar în Liga 1 la momentul ăsta, din păcate. Cu o galerie civilizată, un public numeros, am fost la meciuri aici, i-am văzut și în deplasare și sunt de lăudat. Un proiect pe termen lung? Îmi doresc, ne dorim. Sper să fim competitivi în primul rând, dar sunt omul care îmi place să lucrez în echipă, îmi place, mă știți foarte bine din experiența care am dovândit-o în anii trecuți. Sunt omul care comunic și numai în echipă poți reuși lucruri frumoase în viitor. Așa văd eu lucrurile. Comunicarea cea mai importantă. Asta nu înseamnă că
Și eu am făcut greșeli în fotbal în decursul anilor, mai puțin e adevărat, pentru că cu toții am făcut, sperăm să facem câte mai puțini, că dacă vom reuși să facem câte mai puțini, o să reușim să performăm. Botoșanul a putut să devină furnizor de jucători pentru Sepsi în perioada următoare, dar fiind relația dumneavoastră bună cu jucătorii de la Botoșani? Nu știu ceva, deci viitorul important e să avem de acum încolo inspirația împreună, că eu am fost foarte inspirat în anii trecuți. Știți foarte bine, am fost inspirat la transferuri, la tinerii jucători, îmi plac tinerii jucători. E o pasiune a mea să-i urmăresc, să-mi trimit oameni să vadă că e Liga 3, că e Liga 4, că sunt junior la elită. Lucrul ăsta am făcut-o și vreau să fac din pasiuni și vreau să ne canalizăm pe treaba asta, pentru că cu regula Under-21 știm foarte bine, suntem nevoiți să creștem tineri jucători, tineri perspectivi, pentru că fotbal românesc, vedem performanța care reușește Under-21, sperăm să reușească și chiar dacă a avut un debut nu prea bun. E nevoie atât la Under-21 cât și la echipa națională de jucători, știu eu, de bună calitate. Și aici trebuie să muncim cu toții, pentru că fotbalul românesc are talente deosebite, ceea ce am văzut la Sfântul Gheorghe, academia care este înființată, condițiile de pregătire. Aici e păcat să nu scoatem talent în viitor. Folosiți de jucători, îl convingeți pe Oti să revină pe teren? Da, Oti... Under-39. Oti are și lucruri frumoase, atât la noi, cât am fost la zona Moldovei, la Botoșani. Nu mai spun revenirea lui acasă, ci bucuria a fost probabil pentru tot fotbalul, pentru toți suporterii din Sfântul Gheorghe și numai pentru domnul președinte, care știu că a avut o relație bună și l-a determinat să revină acasă. A reușit la fel o performanță istorică din punctul meu de vedere ca jucător localnic. A făcut și alte oferte până acum? A fost ceva discuții cu CFR-ul? A fost în decursul anului trecut, nu vă ascund faptul, știți foarte bine și cu Dinamo, nu ascund. Am mai fost și cu alte cluburi, chiar dacă a fost din Liga a doua, propuneri. Dar au fost distanții mai mari și vecinii noștri din zonă, dar am analizat bine, nu m-am grăbit. V-am zis, am stat aproape de fenomenul fotbal și am considerat că aici e locul meu, momentan, și exact cum și am reușit și în business și în fotbal, îmi place ca lucrurile să le fac cu pași mărunți și să am continuitate în ceea ce fac. Asta mi-aș dori și aici. Sper să avem continuitate, să fim în aceeași echipă, în aceeași formulă, cât mai mult și să reușim performanțe împreună. Asta e pentru că, repet, este un lucru propice de performanță. Contractul e mare financiar? Nu scrie problema, este remunerat. A zis exact cum a făcut din pasiune, din dragoste. Iată, ne axăm că avem mult de lucru, dar o să o facem cu multă atenție. Putem spune că Sepsi este cea mai mare provocare de când sunteți în fotbal? Mă refer la faptul că până acum ați format echipe. Botoșani, Unirea, Suceava. Da, la Suceava. Aici veniți la o echipă deja formată, Sepsi. O să vedem. Eu sper să venirea mea să fie de bun augur. Pentru că dânsii au un istoric în spate, chiar îți delăudat, pentru că au făcut într-un timp foarte scurt performanța, promovarea din Liga 4, 3, 2, 1 și după 2 ani play-off, o performanță extraordinară. Eu sper să ne menținem și să reușim lucruri frumoase împreună. Nu va fi ușor, pentru că, vedeți, s-a schimbat în ultimul timp fotbalul românesc, Liga 1 cu regla Under-19, Under-21. A crescut plafonul salarial la Liga 1, e concurență destul de mare. La achiziții de jucători, nu mai sunt jucătorii cei care, dacă știm foarte bine, acceptau salarii de 2.000, 3.000, 4.000, jucători extracomunitari, din păcate, toate cluburile s-au întărit și au creionat bugete mult mai mari și a devenit așa o concurență. Trebuie să facem împreună cu staful tehnic, cu
cei la scouting împreună să, să reușim să facem achiziții buni. Atât la tine jucători, cât și la jucătorii străini, pentru că să găsim rozul câștigător. Sper să fiu. Până acum am reușit performanța asta. Sper să, să reușim împreună lucrul ăsta. Dar văzând din discuții că le-am avut în echipa în care suntem, eu sper să, să reușim. Deși la fotbal nu-ți dă garanția nimeni, că chiar dacă avem, avem toți experiența asta și în decursul anului, când echipii cu bugete destul de mari au dorit, știu, să câștige campionate, performanțe mari și n-au reușit și au reușit echipii cu bugete mult mai, mai modeste. Nimeni nu-ți dă garanția, cu bani mulți poți reuși performanțe mari. Aveți un asă mânică, un jucător care să aduceți acum imediat pentru suporte? Da, e, deja lucrurile, perioada transferului s-a trecut. Trebuie să analizăm bine perioada până în iarnă și cu, cu mult discernământ, sunt sigur, și cu, cu, cu multă atenție să, să reușim ca lucrurile să, să-i facem mai bine împreună. Că asta îți dorești orice club, orice conducător, orice antrenor dorește de la an la an să, să reușească lucruri mult, mult mai îndrăzneți. Pâinea din Sfântul Gheorghe e mai bună pe acea din Botoșan? Da. Ca vodka din Botoșan. Da, da. Sper să, să, să mă simt la fel de bine ca la, ca la, ca, ca la Botoșan, ca acasă. Sunt umblat în toată țara asta, cunosc nu numai prin fotbal, prin business din anii trecuți și cunosc toată România și chiar e un loc care îmi place, sper să mă simt la, la fel de bine ca și acasă.